Doamnelor și domnilor consilieri, am fost invitați astăzi la ședința ordinară din data de 0 august 2023, la ora 10. Pe ordine de zi avem 5 proiecte și am 6 diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Da? Da, pentru da. Mă avem o supremă. Nu. De cine? Cine? Întrebați. Vă împotrivă? S-a abținut cineva? Da, vă abținut. Mă scuzați. Pe ordinea de zi, avem o suplimentare pentru proiect. O să punem la vot. Cine este pentru suplimentarea ordinei de zi? Domnul Popa. Domnul Popa, nu? Vot. Da, vot. Da, întrebați. Sus mâna care este da. Ok, da. Împotrivă? S-a abținut cineva? O abținut. Acum dăm votul domnul secretar să prezinte procesul de vot la ședința anterioară. Proiectul numărul 41. Spune-mi la tine.
Proiectul de hotărâre numărul 41 privind aprobarea rectificării bugetului local și actualizarea listei de investiții Amatei-Tamaș. Se aprobă rectificarea bugetului local și actualizarea listei de investiții Amatei-Tamaș la 1 august 2023, conform documentelor după cum urmează. Aici sunt foarte multe. Doar s-au mutat niște bani de pe, de pe un capitol pe alt. Da, discuții ce ne este, ce ne se scrie la urmă. Dacă nu supunem la vot proiectul numărul 41, cine este pentru? Împotrivă să abține cineva? Abține. Dăm cuvântul la proiectul numărul 42. Proiectul de hotărâre numărul 42 privind actualizarea statului de funcție pentru aparatul de specialitate al Comunei Comunitate, județul Bacău. Aici, la fel, este vorba din, hai să dau citi, articolul 1. La compartimentul financiar contabil din impozite și taxe și eliberarea autorizației de transport, funcția de executant consilier clasa 1, grad profesional superior, a devenit vacantă prin transferul la CFA doamnei Puftea Matrian. Doamna contabil, fosta doamna contabil de la noi, se transferă la contabilitate la Bacău. Și am vacantat postul pentru a putea scoate la concurs. Discuții pentru proiectul 42. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul numărul 42. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut cineva? Două abține. În urma proiectul numărul 43. Privind aprobarea contractului cadru de asociere în vederea finanțării activității de proiect protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Articolul 1. Se aprobă contractul cadru de asociare a Comunei Tamaș cu Consiliul Județean Bacău prin legea SPC Bacău pentru susținerea sistemului de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap cu domiciliu pe teritoriul Comunei Tamaș. Contribuția proprie a Comunei Tamaș este de 35% din costul mediu anual stabilit prin HCD numărul 23 din 26 a 4 2023 a Consiliului Local. Articolul 2. De asemenea, se mandatează primarul Comunei Tamaș să semneze numele Oatei Tamaș contractul de asociere cu Consiliul Județean, prin legea SDC Bacău. Discuții pe marginea proiectului. Ce îți scrie la cuvânt? Supunem la vot, dar la cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut cineva? Abținut. Numărul proiectul numărul 44. Privind aprobarea ordinii de zi a numărului generale a acționarilor SC Compania Regională de Apă S.A. din 7-8-2023. Se aprobă ordinea de zi a numărului generale a acționarilor SC Crab S.A. din data de 7-8-2023, așa cum se comunică prin adresa și acordă mandatul special reprezentantului său legal în adunarea generală, a acționarilor SC Crab S.A. Aici se aprobă ordinea de zi a unei convocări în SCE Crab. În stil la cuvânt. Dacă vreau să supunem la vot și acest proiect, părintele n-a supus la vot și ordinea aceasta, aprobarea ordinii de zi, persoana desemnată să se neze. Dacă primarul să vreau să propune altcineva, să fac la un proiect. Când îi votați și asocierea și așa, plus cine votează. E corect, da? Cine să fie mandatat? Păi, mandatat, corect. Păi sunt mandate, sunt două aspecte. Da. Deci n-am analizat numai că în situația asta că mai fost discuții. Trebuie să punem pe altcineva, cei din toate dumneavoastră propuneri și votați. Deci sunt două aspecte de votat pe aici. Păi cine face propunerea pentru altcineva care e? Propun să rămân primar. Da, supunem la vot. Cine este pentru că un primar să facă parte din... S-a ținut împotrivă toată lumea pe acolo. Rămân din nou primar. Acum vă supun în locul. În continuare. Proiectul. Proiectul. Ordinea de zi. Da, ordinea de zi. Supunem la vot proiectul de ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă s-a ținut împotrivă. Da, acum proiectul de 45. Privind aprobarea finanțării, bugetul indicativ, și atenție aferente fondurile nerambursabile în baza contractului finanțării numărul 9.
Articolul 1. Aprobarea finanțării bugetului indicativ și anexe aferente fondului de reamuzabile în baza contractului de finanțare, încheiat între Comuna Tama și AFI România, privind acordarea ajutorului financiar de reamuzabil în condiții programului național pentru dezvoltarea rurală, pentru proiectul dezvoltarea serviciilor din Comuna Tama și prin achiziția de utilaj. Aici e vorba de proiectul cu utilajele pentru... Am fost de asemenea săptămâna trecută contractul la fir și trebuie să-l supunem la vot. Noi avem o contribuție de 24, aproape 25.000, din care ne recuperăm TVA-ul ulterior. Total, valoare totală de 104.350. Ce v-ați adiționat de prin gală? Prin gală. Și e cu 16.000 de euro, unde ne luăm pentru un escavator de tăiat cu pace, glamă în metru de zăbezit, cupă de șanță pentru... Este o mai mult, dar de aceea mai mult. Cine să scrie la până? Dacă nu este, să punem la vot să se trebuie. Cine este că? Împotrivă, să abține cineva? Nu abține. Proiectul numărul 6, care a fost suplimentat. Privind aprobarea tarifului de facturare al SECE Ecosub SA pentru preluarea deșeurilor reciclabile. Articolul 1. Se aprobă de contarea tarifului de facturare pentru preluarea deșeurilor reciclabile, vederea sortării cu anumul de 443 lei pe tone, exclusiv TVA pentru o perioadă de 6 luni de la data prezentei, pentru următoarele formule. Din tariful de operare de la 900 de lei, se scade la 456 de lei pe tonă. Articolul 2 se aprobă de contarea tarifului de facturare SECE pentru preluarea deșeurilor biodegradabile, vederea compostării, în cuantum de 194,52 de lei pe TVA. Din tariful de operare de la 235,95 scade la 41,43 lei pe tonă. Și articolul 3 se interzice de domnul Andrei Daniel, ca reprezentant al Comunei Tamar, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 și articolul 2 din prezent autorările în adunarea generală a Asociației ADIS Bacău. Practic, scade. Dacă scade. Da, discuții și de domnul Stila. Datul reprezentărilor nu am intervenit și m-am ținut la prețul respective pentru că le-am studiat în profunzime și fără a fixa vinovății neapărat inițiatorului. Încă o dată spun, primarul nu are nicio vinovăție că angajații, reprezentanții aparatului de specialitate, efectiv, nu-și cunosc atribuțiile din fișa postului. Proiectul 46 nu are raport de specialitate. Încă o dată, domnul secretar nu-și cunoaște atribuțiile. Sunt fixate inclusiv în 857 atribuțiile secretarului. Secretarul trebuie să-și mențină neutralitatea, nu poate să-și analizeze propriile documente. Cu privire la suma respectivă, par la prima vedere, sunt costuri ascunse în postul 46, mai ales dacă adăugăm TVA-ul, suma nu înseamnă 443 de lei, înseamnă aproape 600 de lei. Așadar, am vrut să fac intervenția asta pe marginea postului 46, să iterez încă o dată, domnule, nepriceperea, faptul că toate proiectele sunt compromise, proiectele care au fost prezentate astăzi, sunt compromise din cauza unor chestiuni. În primul rând, primarul nu este informat cu corectitudine de o persoană educată, o persoană informată din punct de vedere legal. Adică ce trebuie prezentat, cum trebuie prezentat. Aș recomanda, dacă îmi permiteți, secretarul general trebuie doar să vegheze și să facă lectura între Consiliul Local și inițiator. Inițiatorii pot fi inclusiv persoane publice, persoane fizice, consilieri și primarul. Deci, dumneavoastră a întocmit aici un referat de aprobare și propune dumneavoastră. Trebuie să înțeleagă că în lanțul inițierii documentării și supunerii spre adoptare în plenul Consiliului Local, toate proiectele trebuie să îndeplinească condițiile de lege, adică să respecte dispozițiile legale, dacă nu sunt lovite de nulitate. Și asta o constată o instanță de contencios administrativ. Mulțumesc! Altcineva? Dacă nu mai este, să punem la vot. Cine este de-a? Împotrivă să abține cineva? Acum
trece la diverse. Ce zici? Domnul Tomare. Da, ținând cont că avem niște dezbatere la nivel de cetățenii Comunei Tamaș, vreau să atrag atenția și să spun încă o dată. Faptul că Ceasă a făcut înțelegeri cu PSD și a promis că trece toate proiectele pe bandă rulantă, exact cum s-a văzut astăzi, încă o dată descalifică oarecum Consiliul Local ca entitate. Adică noi, Consiliul Local, suntem niște buratini, venim aici, doar atât, ascultăm niște propoziții și reacționăm cu ridicarea mâinii. Ridicarea mâinii înseamnă semnătura noastră pe un document. Al doilea punct pe care vreau să-l ating este acela prin care se vehiculează ideea că domnule trebuie demis primarul Comunei Tamaș. O spun cu cea mai mare responsabilitate. Primarul Comunei Tamaș a fost ales legal prin alegeri organizate de Guvernul României. Faptul că vin tot felul de persoane și fac tot felul de presiuni doar să denigreze persoana în cauza de primarul Comunei Tamaș, nu fac altceva decât să arate încă o dată meschinătatea din sufletul lor. Deci, prin asta vreau să puntez că Comuna Tamaș are un primar până în 2024. Când se vor organiza alegeri, cei care nu sunt mulțumiți de anumite chestiuni, poate să se înscrie pe listele de alegeri, să candideze și să facă în așa manieră încât comuna să progreseze. Mulțumesc! Altcineva? Acum sunteți întors la funcție legală. Eu nu am doar pe documente, eu nu vin pe Consiliul Local, nu este o persoană fizică pe stradă, dar putem discuta lucrurile amicale. Aici vorbim doar din punct de vedere legal. Adică, domnul primar a fost ales, sau s-a dat ordonanță de guvern și au fost alegeri legale, dânsul a candidat, a câștigat alegerile, este primar pe funcție, faptul că oare... Dacă îmi permiteți, domnul primar este calitatea angajată din primărie. Dumnealui nu trebuie să știe, primarul, nici o comună din Europa, nu trebuie să știe dimineața. Nu este în sarcina primarului. Primarul doar atâta, se bazează prin aparat de specialitate de documente, care vine în fața dumnealui și spune, documentele astea se întocmesc așa, se fac așa, dânsul poate fi putut să fie un primar bun. Deci, repet, domnul Matei și Andrei Daniel poate fi un primar bun, doar că angajații, adică aparatul de specialitate, în loc să respecte, să fie în slujba cetățenilor și să întocmească documente ca dumnealui să se bucure de virtutea de primar, vin cu tot felul de hârtiuțe și nu fac altceva decât denigrează poziția de primar, adică denigrează pe unul de cetățenilor. Definitivă, eu voi fi primul în care voi fi de acord ca dânsa să fie repusă pe funcție și să-și ia și salariile din urmă. Dar atâta timp cât eu am citit hotărârea judecătorească a ei, 27-28 martie, în care spune așa, se casează în parte, adică s-a casat în capăt de cerere, sentința respectivă din 27 martie 2021 rămâne valabilă, dânsa înseamnă că a rămas un prejudiciu, mă înțelegeți? Și niciodată nu va putea să facă amenințări și presiuni asupra primarului, să-și dea demisia, ca ce? Comuna să rămână ce? Să rămână fără administrație publică. Noi avem primar ales și mergem. Tocmai asta, lăsați-o. Sunteți informați în profunzime, dar la un moment dat vorbim de doamna Veronica Domnul, care a solicitat prin documente oficiale, a solicitat salariile din urmă din 2021, adică să dăm jos primarul Comunei Tamaș, să-mi iau salariile. Știți ce înseamnă salariile Veronica Domnul? Înseamnă 4 miliarde. Îmi spuneți dumneavoastră dacă știți care este bugetul Comunei Tamaș? Ca să scoți 4 miliarde în mod nelegal, adică cu unul, cu altul, cu doi feluri de personaje. Păi tocmai asta, eu vă informez. Să-i dăm cuvântul lui domnul Popa. Are un mai scurt, am mai scurt. Vreau să întreb pe domnul primar dacă ați depus documentația cu Rabla la o dată. De asta înțeles prin ceea ce selecția. Exact, de asta se începe selecția. Primii mei, primul venit, primul servit, doar că e un pic cam complicat. Îi sfătuiesc cu cetățeni să vină la primărie, am o persoană delegată în care să-i ajute să facă un cont pe afier, să depune cererea acolo, adică nu se depune la primărie, se depune cu contul afier. Cei care se descurcă de acasă, din urmă, ok.
și depune, eu o să fac și un anunț astăzi pe Facebook, pentru că de-aia a început depunerile. De fapt, ieri am început depunerile, dar ieri am avut procedura internă de făcut și o să fiu mai complicat de a depune cerere, așa că îți plătesc la primărie, am un coleg care poate ajuta cu depunerile cererii. Mulțumesc! Altcineva? Dacă mai este, e ca ședința închisă.